Astra Giurgiu s-a impus cu 4-1 în fața divizionarei secunde ACS Berceni și s-a calificat în optimile Cupei României Timișoreana. Chiar dacă scorul la finalul meciului a arătat pe tabelă o diferență mare, între cele două echipe pe teren s-a văzut diferența și relaxarea jucătorilor de la Astra Giurgiu. În meciul de aseară, Bucari și Cristescu au înscris câte un gol și Budescu de două ori, în timp ce Stan a semnat reușita pentru Oaspeți. Bucari a deschis scorul după 14 minute de dominare a gazdelor. Elevii lui Daniel Isăil au ratat o mare ocazie de a se distanța de bucureșteni când Bucari a fost blocat de portarul Oaspeților. Budescu a marcat pentru scorul de 2-0 după o jumătate de oră de joc, după un fault în careu. Oaspeții au surprins imediat pe jucătorii Astrei și au redus din diferență prin Stan, un fost jucător al giurgiuvenilor. Repriza a doua a început bine pentru oaspeții din Berceni, însă jucătorii lui Săilă s-au desprins pe final. Cristescu a marcat pentru un scor de 3-1 în minutul 83, iar Budescu a stabilit scorul final de 4-1 din penalti. Astra merge mai departe în Cupa României Timișoreana, în timp ce ACS Berceni a suferit primul eșec după 11 meciuri în Liga a doua și în Cupă. Luni 30 septembrie, începând cu orele 19, Astra Giurgiu va întâlni pe FC Brașov pe teren propriu, în etapa a noua din Liga 1 la fotbal.